Campania Cartierele Romanului continuă. Astăzi reporterii noștri au fost la pas prin zona Pieței Mari să întrebe romașcanii dacă sunt mulțumiți de aspectul zonei și de cel al pieței. Da, mi se pare că e bine, e destul de bine aprovizionată, foarte bine. Astăzi e luni, nu e chiar atât de bine aprovizionată, că așa e lunea, dar în rest mi se pare că e ok. Piața, că suntem piețari și prima dată piața ar trebui... Mai exact. Adică investiții mai multe, să ne creez nouă condiții. Vara este cum este, dar iarna, vă dați seama, nu avem produse de astea de vară, dar iarna cartoful, morcov, îngheață pe tarabă, nu putem să le vindem. Este tot rodul muncii noastre și ar trebui cât de puțin să fim sprijiniți noi ca producători. Să mărească un pic acolo, să mă stea la mesele alea descoperite. Rest? Rest, curățări. Din punctul meu de vedere, ca pensionar, cred că ar trebui deschis în zona un magazin al pensionarilor, cu buzunarul mai mic. Cam asta văd eu că ar trebui aici. În rest, piața arată foarte frumos, foarte bine. În primul rând, să se facă ordine, curățenie, zis. Și să se asigure cei ce fac cumpărături și asta să nu fie hoți aici. În general tot. Ce nemulțumire aveți despre zonă? Sărăcie curată. Nu se face nimic bun sau? Nu. E greu. Nici nu merge vânzarea la piață. Marketurile este nea toată mau. Stăm și ne chinuim. Față de anul trecut și anul ăsta e diferență mare. Păi ce se schimbe? Să dau un exemplu. Acum 25 de ani am fost la Rădăuț și are o piață mare de o jumătate de hectare îngrădită, făcută, închisă toată. Vine omul cu marfă, urmă pe raft, are cântar, deschide la 6, la 6 seara închide, pleacă toată lumea la crâșmă și a doua zi de drum din nou. Carnea, breza e deoparte, făcut organizat. Asta ar trebui să facă. Unii dintre romașcani sunt mai radicali și consideră că piața ar trebui modificată complet. Schimbată toată piața, făcută una nouă. De ce anume? Una modernă, asta e de când anii 40-30. Știu eu, cu parcare pe deasupra, pe de sus, să facă ceva, oricum suntem în secolul 21. Absolut totul trebuie schimbat, pentru că suntem ultima țară din Europa. Ultima țară suntem. Deci țineți cont. Am ajuns în mizeria lumii. Toată Europa râde de România. Asta este conducerea, în primul rând. E schimbat mai multe. De la început au fost promisiuni că se va face o piață mai frumoasă din toată, cum nu în toată Moldova. Și până acum văd că a rămas tot pe faza vieții care a fost. Sunt multe de schimbat, dar nu sunt bani. Un pic de curățenie mai bună să fie. Uite acum pe căldurile astea trebuie udat. În rest nu prea sunt probleme, suntem mulțumiți de amenajare, da? Totuși dacă nu stai cu gura pe oamenii care fac curățenie, îi mai lasă la mila Domnului. Așteptăm să se facă. Ce mai exact? Străzile, standurile, canalizările care vin mașina de la tizare aici o dată pe lună. Noi avem magazin înăuntru, plătim taxă, plătim tot consecutiv. Plătim. Se face o dată pe lună, dar se spală o singură dată pe lună. Toate canalele sunt fundate toate la piață. Dacă își pune la doamna directoare, trimite-ne la primărie. De la primărie vin o dată pe lună. E prea târziu o dată pe lună. Ar trebui să vin fiecare săptămână să sperie canalizările aici. Aici se varsă toate impuritățile, de la toate magazinile, de la toate negoțurile de aici, se varsă zamă la măsline, se varsă la brânzării, se varsă zăr, mai avem pescăriile noastre, iar care se varsă, se depune material, nu vine nimeni. Atât cât răspund eu de canalul care l-am în fața magazinului. Restul, pauză. Niciun. Din cauza că dacă nu vine mașina cu jetul de apă, nu se face nimic. Degeaba torni tu o căldare de apă în 10 canale care sunt în standuri aici. Ce ar trebui? Să facă acoperiș, să facă curățenie, să facă... Să fie totul mai ordine, asta, că nu e ca afară, e altfel.